să vă spun o poveste care, deși se petrece în spatele zidurilor unei cetăți medievale, nu începe cu a fost odată ca niciodată, pentru că e o poveste care se scrie încă, a unei cetăți care nu a fost cucerită niciodată în urma unui asediu, deși oștiri impresionante au încercat să-i dărâme uriașele ziduri, cetatea de scaun a Sucevei. Doar trădătorii au deschis porțile în fața dușmanilor, care au vrut apoi să o șteargă de pe fața pământului. Au umplut-o cu praf de pușcă și au aruncat-o în aer, în zadar. Apoi au îmbrăcat zidurile în lemne și paie și i-au dat foc. Tot n-au reușit să o distrugă în totalitate. Secolele au trecut. Boierii, cavalerii și domnițele au dat straiele medievale pe blugi, iar cetatea a început să fie reconstruită piatră peste piatră și din nou asediată de turiști de această dată. Și veneau cu sutele, zi de zi, își amintește Marcel Catrinar, unul dintre cei mai vechi ghizi ai cetății de scaun. Aveam în perioada estivală în jur de 30-40 de grupuri pe zi. Anii au trecut, iar noi cetăți cu nume de mol au fost ridicate în urbea Sucevei. De la zecile de grupuri de turiști de odinioară, curtea cetății era mai mult goală. Nimeni nu mai asedia cetatea lui Petru Mușat și Ștefan cel Mare, deși acum porțile îi erau larg deschise. Văzând acestea, de peste mări și țări, de fapt, s-o spunem pe cea dreaptă, puțin mai aproape, chiar foarte aproape, apăru el. Și nu călare, nici cu mașina, că nu are nici auto, nici permis. El, personajul principal al poveștii noastre, pentru că... Pentru că, place sau nu, în două zile ai terminat de vizitat tot ce este muzeu sau monument istoric în municipiul Suceava și, sigur, a treia zi ești nevoit să pleci. Mare sărbătoare să domnească! 3 zile în cetatea de scaun a Sucevei! Ura! 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 În urmă cu mai bine de 10 ani, în cetatea de scaun a Sucevei au reapărut domnițele, cavalerii, boierii, străjerii și tot alaiul domnesc. Au început să se audă din nou săbii în luptă, zângănit de armuri, tropote de cai, chiote de domnițe, acorduri de trubaduri, menestreli și truveri. Era în august 2006, prima ediție a festivalului medieval Ștefan cel Mare. Și a început cu foarte puțin public, cred că erau 20-25 de oameni în cetate, cu deschidere dimineața la ora 10. Evident, cei 20-25 erau turiști ocazional, nu erau sucevei neapărat. De altfel, nici unii din colegii mei de la muzeu nu erau, nu credeau probabil în acest eveniment. Vestea că cetatea lui Ștefan a prins din nou viață s-a răspândit repede din bloc în bloc, din casă în casă și... Ei bine, a doua zi am ajuns la 6.000 de vizitatori. Acesta a fost numărul primei ediții a festivalului Sucevei. Festivalul lui Emil Ursu creștea într-un an cât altele în 10, iar odată cu el și cei mai mici dintre participanți. La ediția din 2007, Mălina era pentru prima oară la festival. Am regăsit-o printre imaginile de la edițiile din anii trecuți, iar mugâldeața de copil de atunci este astăzi o domnișoară frumoasă, care nu a mai ratat nicio poveste cu cavaleri și domnițe din cetate. La fel ca Mălina, a crescut și festivalul lui Emil Ursu și a ajuns să fie cel mai important festival medieval din țară, care începe de fiecare dată cu o paradă ce străbate mare parte din municipiul Suceava. Parada de la Suceava este cea mai lungă din România și se pare chiar din, cel puțin din Europa Centrală și de Sud-Est. Iar anul acesta, la cea de-a 10-a ediție a festivalului, s-a întâmplat un lucru care i-a arătat lui Emil Ursu că toate eforturile sale nu au fost în zadar. Am ajuns cu parada Georgenescu, a început o ploaie foarte serioasă. Ei bine, publicul nu s-a mișcat. Cu sau fără umbrelă. A doua zi însă erau cu miile la poarta cetății, localnici și turiști deopotrivă și un alai impresionant de personaje medievale. De mult n-am mai văzut atâta lume medievală adunată împreună. Iar odată cu festivalul a crescut și numărul de turiști care au venit să viziteze cetatea lui Ștefan.
Pentru că în 2016 numărul de vizitatori să crească, ajungând în luna octombrie la aproximativ 130.000 de vizitatori. O călătorie în timp cu sute de ani în urmă. De dimineața până seara, cu teatru, concerte de muzică și dansuri medievale, scenete cu lupte, prezentări de arme și armuri, îmblânzitori de flăcări, dresori de păsări de pradă, turniruri cavalerești și multe altele. 4 zile de istorie în direct, în carne și oase, între zidurile fortăreței medievale. S-a încheiat și ediția din acest an a festivalului, iar peste cetate se lasă liniștea și luna. Și totuși, în spatele bătrânilor pereți de piatră, se aud voci. Sunt holograme care apar și dispar dintre ziduri și spun istoria cetății și a acelor vremuri în care te întorci printr-un senzor sau prin simpla apăsare a unui buton. Doar atât. Și ai istorie, în imagini și cuvinte. Hai să-ți arăt și data să știi. Hai! Restaurarea cetății de scaun, cu peșcheș luat de la străini, s-a făcut tot în urma inițiativei lui Emil Ursu, iar zidurile fortificației medievale prind viața acum zi de zi, chiar și după lăsarea întunericului. Iar noi, toți cei care privim aceste imagini, să fim străjerii cetății, a moștenirii lăsate de Marele Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, a poveștii care se scrie încă. Iar pe dușmani, să-i trimitem să plimbe ursul, pe al lor, că pe al nostru îl ținem aici, să aibă grijă de comoara cu ziduri de piatră, pentru urmașii urmașilor noștri, nu-i așa?